Mergem foarte repede la Galați, oțelul, farul, derby, un derby, nu? Întotdeauna a fost oțelul, farul. Da, rivalitate mare. Oțelul Galați, farul Constanța 2-0. Victoria mai mult decât meritată a gazdelor, care astfel scapă de emoțiile retrogradării, mai bine spus, scapă de un eventual baraj de supraviețuire în divizia națională, ele intrând practic în vacanță. Evenimentul principal al meciului n-a fost întâlnirea propriu-zisă dintre marinarii de apă dulce și marinarii de apă sărată, ci ultimul meci pe care Vali Ștefan l-a disputat sub culorile oțelului, el urmând din vară să se transfere la clubul cipriot Apoel Nicosia. Să sperăm pentru el și pentru fotbalul românesc că va avea noroc în insula Afroditei. Oțelarii, în echipament roșu-alb, atacând în prima repriză de la dreapta la stânga, au controlat permanent jocul pe fondul unei replici mai palide a oaspeților, handicapați de faptul că cei mai periculoși oameni, Ciurea și Butoiu, n-au putut să joace la capacitate maximă din cauza unor accidentări. În minutul 16, 1-2 rapid Vali Ștefan Tănase și ultimul, după ce driblează portarul, deschide scorul. Oțelul, farul, 1-0. În reluare, primul gol al gazdelor, care îndepărta definitiv unele temeri, oricum reduse, privind o nedorită retrogradare în divizia A. În minutul 44, Constanțeanul Grigoraș trage de la 16 metri violent, dar Bădan e la post. Acesta a fost, de fapt, unicul șut pe poartă din acest meci al farului. În minutul 68, noul intrat Cașuva, omul care limpezi mult jocul gălățenilor, centrează perfect și abilul Cornea îl execută pe portarul Constanțean Munteanu. Oțelul, farul, 2-0. Astfel, vârful gălățean îl egalează pe Vali Ștefan, ambii marcând în acest sezon câte 14 goluri pentru formația antrenată de Vasile Simionaș. Până la sfârșitul jocului, gazdele mai ratează două bune ocazii prin același Cornea, dar scorul final rămâne oțelul Galați, farul Constanța, 2-0. Da, Horia Ivanovici, nu mai trebuie, sau poate trebuie. Poate trebuie, da, într-o altă înfățișare. O concluzie după ce am văzut... Aveam un fotbal mai frumos decât etapă. Credeam atunci că l-avem. Atunci eram foarte mofturoși ca ziariști. Mi se părea că nu e ceea ce merităm, că publicul ar trebui...